Bună ziua și bine ați venit la un nou episod de Smart Talk. Eu sunt Mihai Banca, alături de Daniel Miu. Dani, ce faci? Răci copză. Super. E bine, înseamnă că ai o stare spirituală și fizică pregătită pentru o nouă săptămână. Nu mai bine, iar pun clipul ăla în care se dă un tip cu capul de copac timp de jumătate de oră. Adică, pe nu bune, că am fost considerat copii, serios, adică... ce se întâmplă, mă, în wrestling? Că eu nu mai înțeleg nimic. În primul rând am fost considerat copilăroși și că am pus acel video. Cei care ne-au... Apare în lumea, nu mai știe de glumă. Da, nu mai știe de glumă și nu mai înțelege mesajul. În primul rând. Lasă. Iertăm. Și tu. Să uiți omenesc, să ierți divin. Da, nu știu. Săptămâna asta în wrestling, cel puțin și în WWE, e cel puțin ciudată. Pentru că au fost destule probleme la Raw. Raw nu mi s-a părut un show plictisitor, dar au fost problemele alea de continuitate și de logică în unele momente. Iar ce se întâmplă la Impact m-a adus în punctul în care chiar nu mă mai interesează. Da, Impact e show-ul ăla care pur și simplu în momentul ăsta a ajuns la nivel WCW. Deci lumea se ferea, Impact e WCW. Well, în momentul ăsta e. E fără doar și poate același lucru. Da, intrăm în... În Raw. Începem cu Raw, continuăm cu SmackDown, după aia Impact. După aia putem să ne plângem de milă, că ne place în wrestling-ul. Da, o să reținem de mână și o să plângem împreună. A fost o idee foarte bună să pună primul segment CM Punk vs. Luke Harper. În primul rând, Luke Harper este alegerea cea mai corectă, pentru că el este, în afară de Bray Wyatt, este cel cu cea mai multă experiență în ring. Nu poți să-l dai pe Bray Wyatt încă lui Punk. A fost un match bun pentru a începe Raw-ul, ținând cont de ce s-a întâmplat la săptămâna trecută. Și mi-a plăcut că pe parcursul show-ului n-au zis gata, CM Punk și Daniel Bryan fac echipă ca să se lupte contra familiei Wyatt. Nu, au zis că se pare că mai e încă unul care are aceeași problemă cu familia Wyatt. Da. Sau poate se referea la CM Punk. Ce? La CM Punk. N-au zis pe față că CM Punk și Daniel Bryan fac o echipă. Au zis normal, n-au zis pe față. Nu-mi dau seama de ce încă, dar e până la urmă treaba lor de ce vor să facă chestia asta așa subtilă. Mai ales în momentul în care îi vezi în ring și vezi lucrând atât de bine împreună. Adică nu că a venit unul să atace familia Wyatt și după aia s-au trezit spate în spate. Nu, au cam lucrat împreună. Cel puțin, adică trecem imediat, că n-are rost să discutăm prea mult. Singurul lucru care pot eu așa să spun, care n-are absolut nicio relevanță asupra nimicului, dar pot spune că mă bucur, este că Daniel Bryan a început să-și prindă părul în coadă. Doamne, arată stupid cu el. Da, de bine este în primul rând și îți dai seama că WWE nu a avut altceva decât să-l facă un troll în continuu. Dar așa, prins în coadă, pare un mic samurai. Tocmai ai te-ai transformat pentru o secundă în Michael Cole. Nu e un mic samurai. Da, samurai. Ok. Lasă cuvintele rele. Pune-l over, nu-l pune over, că e un mic pitbull. Te iei de colț, după aia faci aceeași greșeală. Ai mai departe. Bine. Paul Heyman, acel telefon al lui Paul Heyman mi s-a părut bestial, mi s-a părut în cele mai bune lucruri de la Raw. Pentru că... Da, plus că asta ne menține interesul față de Paul Heyman și ce se întâmplă cu el. Și până la urmă trebuie să, ca fan să-ți pui întrebarea, păi dacă e plecat, și se pune atenția asupra lui, cum afectează el produsul fără să fie aici? Și aici revenim la ce a zis Bray Wyatt săptămâna trecută cu The Devil Made Me Do It. S-ar putea ca Paul Heyman să fie mai ales că ar fi singura legătură cu faptul că Paul Heyman, când a fost sus pe Hell in a Cell, a zis I am the devil. I am Satan himself sau ceva de genul. So, poate e ceva, poate. Nu știu cum ar putea să facă legătura, dar... Nu. Bine, până la urma urmei, totuși e vorba de familia Wyatt și
când vine vorba de motivație, ei fiind inspirați totuși dintre un personaj real, nebun, Charles Manson, nu e nevoie de explicație. Putea să zică The Tooth Fairy made me do it și să nu fie nici bine, o explicație. Bine, au pus în videourile parcă de la SmackDown, au pus foarte, foarte, de foarte multe ori audio cu The Devil Made Me Do It. Deci cred că e un indiciu pe care o să-l aflăm în curând, nu doar l-au aruncat acolo. Am zis că se poate, dar în momentul, în momentul în care am văzut SmackDown, de acord cu tine, The Devil este clar o persoană. S-ar putea în momentul ăsta chiar să fie și Kane, considerându-i considerând ce s-a întâmplat la SmackDown și ce s-a întâmplat la Raw, că, și ce a zis Triple H, că de fapt tipul e foarte cerebral, că e mult, are mult mai multe rame. Deci, să vedem. Da, nu știu, când, dacă e Kane, o să discutăm atunci. Da, problema mai, mai rămâne lucru de văzut asta cu Kane, că și eu am o mare problemă, pentru că nu e, nu prea e logic acolo. Revenind la promo, promo-ul lui Punk, ăsta lui Heyman, mi s-a părut foarte tare, mai ales cum el la fel a trebuit să plece cu doctorul său, what's his face, în Europa, cum a început să plângă, nu știu, toată chestia asta, mai mult ne-a arătat, completat, sau cel puțin ne-a explicat motivul pentru care Heyman nu mai e acum, motivul pentru care Ryback și Curtis Axel sunt fără Heyman, și mai mult știm că se va întoarce fără să ne zică asta. Deci noi știm că el se va întoarce. Yep. Deci, de acord total cu tine, nu prea mai am ce să adaug. Ryback versus The Great Khali, apropo, că nu, că Ryback nu l-are pe Heyman. Asta mi s-a părut un match bun conceptual, pentru că Ryback în momentul ăsta e mort din multe puncte de vedere. El n-a făcut nimic în main event și dacă nu începi să îl reconstruiești cumva, și cred că totuși ca bull heel încă mai are valoare, dacă nu începi să reconstruiești cumva în momentul ăla cu adevărat, poți să-l duci pe Ryback înapoi în, înapoi în NXT sau undeva și să-l aduci ca Skip Sheffield, pentru că Ryback e mort. Și mi s-a părut că e o idee bună să îl faci să-l învingă pe The Great Khali, că totuși e dita mai monstru, dita mai nami. Da, da. Puțin over. Dar, din păcate, au distrus asta repede la SmackDown. Exact. A fost așa un moment pentru mine, o săptămână pentru mine cu Ryback. Ei, un lucru bun. Sina. Da. Randy Orton vs. Big E Lance în Kofi Kingston vs. Battle Royale au fost două meciuri ca să fie la întâmplare. Big E încă primește acel ușor push. Da, adică cred că ăsta este singurul lucru care merită menționat. Big E Lance având un meci cu campionul WWE și totuși făcând un meci relativ bun și lung. Asta înseamnă că e pus over prin pur și simplu rubble, legătura care o are cu Orton. Deci, treptat vor să facă ceva cu el către main event. Da. Mergem mai departe, că n-am chef de... E, dimineața asta ești absolut total pierdut în spațiu. Da. Mai departe. Când îți vine o idee, o să ieși foarte bine, după aia te pierzi. Hai! Mai cu viața, mai cu spor, avem wrestling! Dacă aș fi avut ce să comentez mai ca lumea, poate. Nu știu, începam să mă gândesc puțin, să-mi aduc aminte promo-ul ținut de Damien Sandow cu Daryl America și Zeb Colter. Este foarte ciudat acest mini feud în care sunt implicați cei trei împreună cu John Cena, pentru că, să fim serioși, după ce am văzut la Raw și la SmackDown, da, parcă feud-ul are mai mult parcă feud există mai mult între Damien Sandow și John Cena decât Alberto Del Rio, exact, și Cena. Ceea ce sper și mă duce cu gândul că poate o să avem un triple threat la la Survivor Series, pentru că altfel nu înțeleg. E mai interesant ce se întâmplă între Cena și Sandow decât s-a întâmplat
până acum între Cena și Alberto de Rio și să ne aducem aminte că mai sunt doar 200 până la Survivor Series și cei doi au avut un feud tipic Alberto de Rio. Este De Rio este neinteresant prin propria sa ființă, deci nu asta mă interesează. Dar cum ai zis și tu, acest mini-feud implicând și Doriel American și campionii la echipe, parcă creează mult mai multă tensiune între Sandow și Cena, cum ai zis, și sper să fie un triple threat sau sper să facă ceva la Survivor Series cu Sandow, ce să explice toată treaba asta, că altfel ce facem? Pur și simplu simțim, dacă vrei, efectele meciului de Money in the Bank, atât. Adică Sandow se răzbună ca pierdut, încearcă și până la urmă eșuează și gata. Asta este marea lor idee. Nu aveam nevoie, sincer. Deci chiar nu aveam nevoie. Ba culmea, sunt interesat de fiu și aș vrea să văd un meci în continuare decât să văd Alberto de Rio și Cena. Adică marea idee cu Alberto de Rio și Cena a fost ce s-a întâmplat la SmackDown, da. O să ajungem și acolo. Pe de altă parte, aș vrea să discutăm puțin și de Goldust, Cody și The Real Americans, care fac un feud foarte bun între ei și abia aștept să le văd meciul lor fără întrerupe. Pentru că până acum, de când Cody și Goldust sunt campioni, divizia la echipe a avut meciuri pentru centurile alea foarte, foarte bune. Au avut și, coincidență sau nu, au fost și mai mereu un main event, cumva. Bine, și cu cei de Shield, dar acum parcă a fost mai mult ceva tag decât The Shield făcând diferite feud-uri. Nu am suportat și nu o să suport niciodată această atotputere care în toată s-a înființat de vreo 2-3 ani în WWE și anume Board of Directors. Da, e... ia din credibilitate... nu e vorba că ia din credibilitate. De fapt, dacă stai să te gândești ca un tip la 25 de ani sau la 26 sau la 30 sau la 40, îi adaugă din credibilitate. Pentru că cam așa se întâmplă. Nu contează cine ești în companie. Dacă Board of Directors, investitorii majoritari, votează împotriva unei decizii, înghiți și faci. Problema e alta. Nimănui nu îi pasă de Board of Directors. Exact. La fel cum ce s-a întâmplat cu Big Show, faptul că el dă în judecată WWE-ul din motivele enumerate pe care le-am și uitat. Nimănui nu îi pasă de motivele legale pentru care un wrestler dă în judecată o companie angajatoare. Nimănui! Mai ales să mai dai și termeni legali. Ce puși la între, să zicem, 4 ani și 16? Îl interesează acești termeni legali. Sau că, vai, the board of directors, investments, synergy. Chief of operations. Cum e, Kane? COO. Nu, toate astea oricum se știm că... Iartă-mă că zic, dar e un motiv pentru care Vince McMahon, pe lângă faptul că era the CEO, îi spunea deseori the boss. Pentru că the boss este un termen mult mai cărnos, mai realist decât the COO, the Chief Executive of Operations sau alte porcării de genul ăsta. No, the boss. Știi cine e? Asta e personaj negativ. Deci da, the Board of Directors, cum ai zis și tu, e o idee proastă ca să o aduci pe, ca să o aduci pe ecrane. Nu ai cum să aduci o autoritate mult mai mare decât cei prezenți la TV în anumite momente, pentru că dacă aduci aceste autorități la fel cum a fost faza cu Triple H stripping centura WWE de la Daniel Bryan, unde era autoritatea supremă când a văzut chestia asta că de fapt Triple H face ceva rău și tot așa. Asta este inconsistența logică. Dacă vii cu o autoritate mai mare, atunci trebuie să o implici mai des, nu doar când vrei tu. Ori renunți la ea. Decizia cea mai bună era să vină Vince McMahon și nu înțeleg de ce nu l-a adus pe Vince de data asta. Era cea mai logică mutare, pur și simplu venea chiar și pentru un rău și zicea: bă, nene, tu ce faci? Vrei să distrugi tot ce am lucrat eu atâția zeci de ani? Nu, faci cum îți zic eu. Și da, și continuau acest mini conflict între Vince sau Triple H. Nu the board of directors, nu să vină și să zică asta și gata. De ce au făcut faza că
Stephanie a zis lui Triple H, dar nu te-a deranjat până acum să iei banii familiei McMahon? A fost, nu știu... A fost doar ca să arate cât de bitchy e Stephanie sau a fost acolo doar să trimită un mic hint la un turn al, al Stephanie pentru că nu știm cât o să mai vedem la TV? Sincer, cred că mai degrabă a fost... doar de dragul de a o spune. Deci doar de dragul de a crea o controversă, faptul că uite cuplul se ceartă. Cred că asta a fost. Altfel, me. Și plus, da, Stephanie nu o să o vedem la TV. De ce nu? Pentru că până la urma urmei nu e ca și cum o vedem la house show-uri. O vedem la show-urile săptămânale, ceea ce înseamnă o zi pe săptămână să te plimbi cu avionul. Cui îi pasă? Nu o să moară copiii dacă o noapte pe săptămână te duci cu avionul în altă parte. Sincer, chiar cred că se bucură că stau singur acasă și pot să joace. Da, probabil. Stă noaptea târziu. Nu vorbesc de wrestling cu părinții. Mergem mai departe și avem acel mare segment care se pare că s-a întâmplat atâtea. În primul rând l-am avut pe Triple H și pe Stephanie McMahon încercând să se... autocontroleze unul pe celălalt să nu iasă. Apoi am avut acel segment cu Big Show, gafa că au intrat cei de la The Shield și pe urmă am trecut în publicitate. Se pare că în momentul ăla lui Triple H a plezint o venă că vorbea la căștile de la un de la masa comentatorilor, țipa, înjura și gesticula în același timp și era roșu la față. Băi, dacă cineva a dat decizia, hai să punem o pauză în cel mai important segment al show-ului. Aha. Ups. Da, ci că se întindea și de asta s-a întindea, mă rog. Oricum, ce pot să spun este că main eventul, bine, main eventul, tot segmentul ăla de la final, și dacă vrei și marele match, că nu prea poți să numești match, a fost pur și simplu. Nu, ăla n-a fost n-a fost, că a fost match. E per total, nu știu, pe de o parte mi s-a părut ok, pe de altă parte am avut senzația, mă nene, chestia asta trebuia să se întâmple pentru Daniel Bryan, de ce Big Show îi fură replica lui Daniel Bryan cu yes, yes, yes. Nu știu, nu pot să spun că sunt mare satisfăcut. Până la urmă, asta e, asta se întâmplă. Big Show este cel care are meciul la Survivor Series, dar și Daniel Bryan poate la Rumble, dar nu pot spune că m-a bucurat foarte tare. Cred că putem mai mult să vorbim despre Kane și ce caută el la costum. Eu nu aș vrea să vorbesc despre altceva înainte ca tu să... Înainte să discutăm și despre aia, pentru că este o decizie destul de mare. Ziceam, vorbeam și noi înainte și ziceam că, băi nene, ultimul segment mi s-a părut că a arătat fix cât de puternică este corporația. Aproape mai deloc. Se certau între ei. Nu, mă refer la Beatdown și cum l-au distrus pe Big Show. De la Triple H care îl trage de dea ordine cu Stephanie McMahon, la campionul WWE, la The Shield, totul a arătat că corporația poate să fie... Mean și nasty. Aș fi vrut ca tot acest segment cel puțin să se întâmple nu pe un babyface trecător care se luptă cu corporația, pentru că Big Show asta a fost. Din păcate Daniel Bryan asta a fost. Mă rog, Big Show asta e. Aș fi vrut ca asta să se întâmple pe babyface-ul care va distruge cu oarecum corporația sau va lupta în marele match, care probabil va fi la WrestleMania. Pentru că ei pun segmente de-astea și vor mai pune în continuare. Și când vom afla cine este acel wrestler care va reprezenta partea bună a companiei, parcă văd că nu vor mai folosi nimic din toate astea. Pentru că le-au folosit deja. Într-un fel s-ar putea ca să folosească acest segment doar pentru a pune over corporația și a pune autoritatea sau cum naiba vrei să o numești. Și pentru a crea cu adevărat o forță cu care să se lupte acel wrestler. Rămâne de văzut cine este. Eu glumeam cu The Rock, dar cu cât stau să mă gândesc mai mult, poate. Deci s-ar putea. Dar indiferent cine este, au nevoie ca ei ca grup să fie foarte uniți și să arată că au foarte multă
forță. Și până la urmă asta realizează, în afară de faptul că dacă Board of Directors zice pâs, ei trebuie să-ți facă pâs. Lăsând asta la o parte. Okay? Bun, această schimbare la 360 de grade a lui Kane este cea mai bună decizie pe care putea să o ia atât WWE cât și el, poate, cu gimmick-ul său. Și cu cariera asta. Cu cariera asta, pentru că... E o idee bună, nu, sincer. E o idee foarte bună. Arată caragios. Arată da? că nu suntem obișnuiți, dar știi care e chestia? L-am avut atâția ani. Atâția ani l-am avut pe King cu mască, fără mască, dar oricum a fost mereu acest gimmick de fiul al demonului, la cu foc. Atâția ani încât s-a dus... L-am avut serios, l-am avut monstru, l-am avut făcând skituri, făcând glume în culise, fiind implicat în diferite segmente de astea haioase. Și tot așa, l-am avut pe Kane în toate ipostazele din lume. De asemenea, pentru că se apară filmul, în film Kane nu are mască. Nu știu câți cei care ne ascultă înțeleg cât de importante sunt detaliile astea mici. Dar nu e vorba de înțeles că nu este un detaliu mic. Este vorba că e fața omului, exact. Și probabil, dacă e să ne orientăm după primul sino, el va ocupa 90% exact. Din poster. Va ocupa. Deci... și Kane va promova acest film. WWE va promova acest film. Și nu aveai cum să-l arăți pe Kane cu mască în WWE și pe urmă pe Kane fără mască, făcând declarații de presă promovând filmul. Și tot așa. În privința asta au unit și au uniformizat această publicitate media de care se va bucura filmul. Trecând bine, mai cred, departe, hai să zicem că nu prea ne interesează de film, da, este vorba și de ce vedem noi trecând la televizor. Trecând mai departe, din punctul nostru de vedere contează foarte mult personajul. Și nu prea mai aveau ce să facă cu personaj care să nu zici, am văzut asta deja. Așa că o schimbare dramatică de genul ăsta este cam ce avea nevoie Kane. În continuare așteptăm poate o explicație și sincer așteptăm să vedem și rolul său în corporație sau este doar ăla care aruncă scaune în ring. Păi da, a zis, dar altfel sunt curios. Poate la asta se referă, acum el prin operation se referă la faptul că el aduce scaune, mese. Da, nu știu. Cred că cuvântul este cărăuș. Da. E foarte interesant, am în continuare întrebări. E bine să mă mai țină puțin WWE, așa, să-mi zică până la urmă care explicația. Explicația până acum a fost dată că, domne, el caută să facă ceva. Iar Triple H a oferit. Ea nu prea e o explicație, în primul rând. Mai e o explicație care îți dă care da, te face și mai curios. Dar vreau mai mult în privința asta și sper să-mi dea WWE-ul cu Kane. Să vedem. O să oricum, vedem. Așteptăm să vedem cum se dezvoltă acest nou personaj al lui Kane, pentru că momentan n-a zis nimic. Yep. Și cu asta cred că am terminat Raw. Noi o să luăm o mică pauză. Revenim după cu SmackDown.